Promovarea principiului îmbătrânirii sănătoase și active este o prioritate pentru Asociația Obștească Casmed. În acest sens, în raionul Edineț, persoanele care au atins vârsta de pensionare, cele care au dezabilități sau suferă de o boală cronică și nu sunt capabile să se îngrijească de sine stătător, pot beneficia de servicii sociomedicale la domiciliu. Beneficiarii Casmed nu doar că sunt ajutați să-și îndeplinească nevoile casnice sau să ia un tratament, dar și se bucură de comunicare și integrare în viața socială a comunității din care fac parte. Din anul 2020, Vera Gurieva beneficiază de serviciile medicale la domiciliu. Femeia este recunoscătoare echipei Casmed pentru oportunitatea de a se trata în siguranță. Știți, și eu o să vă spun, nici nu pot grăi. Așa de gine m-am simțit după aia asta și când am chicat jos de mână. S-a gătit tot la mine. Foarte greu m-am recuperat până am găsit-o pe doamna Ala. Când asistentul medical vine la mine, îi face masaj, măsuri tensiune, cum, foarte plăcut, foarte plăcut. Asistenta medicală este mai mult decât un specialist calificat. Pentru beneficiarii din satul Viișoara, Ala Grozavu a reușit să devină colacul de salvare. Femeia știe la perfecție problemele cu care se confruntă fiecare pacient al său și de fiecare dată se bucură când înregistrează rezultate pozitive. Venind la pacientă, eu stăteam scutic, într-o stare gravă. Am început procedurile, începând de la exerciții pentru mobilitate și echilibru. Am început masajul relaxant, până am trecut la masaj normal, la magnioterapia. De la scutic a ajuns să-și plimbe pe o gradă, să-și pregătească hrana. Și Moș Gheorghe beneficiază de asistență medicală calificată la domiciliu. Bărbatul recunoaște că fără echipa Casmed, de mult era să fie țintuit la pat. Cred că aveți fiu cu picioarele ulcerate, cred că nici n-am veți mai fiu mobil. Ajunsesem într-o stare că aproape nu tare mă mișcam și mai mult în spital decât acasă. Dacă nu era Casmedul, eu nu știu. Nu pot să știu cum mă descurcam, știu precis că avea să fiu mult mai, starea mea de sănătate mult mai gravă decât acum. Acum mulțumesc, mă simt tare bine. Larisa Rusnac, în vârstă de 70 de ani, beneficiază deja de mai bine de 2 ani de serviciile lucrătoarei sociale, care o ajută și cu treburile casnice. Tânăra specialistă, care vine în vizită la pensionară, îi face cumpărături, are grijă de curățenia din casă, o ajută să se deplaseze și este un sprijin atunci când are nevoie de socializare. Cele mă ajută. Când am nevoie, vine și mă atrâns cu turni, aduce apă, că nu-i departe, dar ne-aduce apă. Duci la magazin, duci la aptecă. Vine și iarna, e frig, vine, ne-aduce lemne. Ne-aduce ca iarna, ca aici cu mâncarea, că eu în casă nu mă pot duci, nu mă pot țui praguri. Axela Păslaru este lucrătoare socială în cadrul Casmed. Tânăra activează în satul Viișoara, raionul Glodeni, unde are 11 beneficiari pe care îi ajută să se simtă mai bine, mai fericiți și integrați în societate. Ei greu se deplasează cu ajutorul bastonului, are probleme cu picioarele, cu spatele, cu picioarele, o ajută efectuarea cumpărături, servicii comunale, plătesc pe medicamente, dăm spălarea lenjeriei, predare și redare obiectului casnic. Doamna Larisa era foarte tristă, plângea, probleme cu sănătatea, nu putea picioare și era foarte scârtit. Nu, domnule, mai veselă. Aceste activități au loc în cadrul pilotării conceptului Comunitate Prietenoasă Vârstei, partea proiectului Îmbătrânire și Sănătate, finanțată de Crucea Roșie din Elveția.